Mult, iar Radu Tudor, realizator Antena 3 CNN, este alături de mine. Comentăm împreună acest subiect. Radu, bună ziua, îți mulțumesc foarte mult. Bună ziua, Lorena. Generalul Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază, a fost trecut în rezervă. Am văzut decretul semnat de președintele Klaus Iohannis. E important însă de precizat că decizia aceasta, înțelegem că privește doar partea militară a carierei. Explică-ne, te rog, mai mult. Există câteva funcții în interiorul statului român care au două componente, una militară și una administrativ-instituțională. În privința generalului Pahonțu, președintele a semnat decretul, a fost trecut în rezervă, rămâne director al Serviciului de Protecție și Pază cu rang de secretar de stat. Au mai existat și în trecut persoane care au ocupat această funcție ca civil, ca militar în rezervă. Este o decizie care a fost avizată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, de absolut toți membrii CSAT, președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu ca vicepreședinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării și toți miniștrii care fac parte din acest organ important de securitate națională. E o decizie care vine în urma împlinirii unei vârste de către directorul SPP și va rămâne acolo atâta timp cât președintele va hotărâ acest lucru, acest președinte sau următorul. Mulțumesc foarte mult, Radu, pentru toate aceste informații. Urmărim ce se va întâmpla, mergem mai departe.